azi mergem la Giapanos. Giapanos ne-am plasat chiar pe Republicii, în centrul orașului. Am vrut neapărat ceva light, dar și ceva la reducere să vă pot arăta vouă. Așa că am intrat în tas să văd ce oferte găsesc. Și am văzut la Giapanos produse care au 30% reducere, vă las aici ca să vă uitați. Alte produse cu 20% reducere, din nou vă las aici să vă uitați. Și chiar și niște produse cu una plus una gratis. Acolo bănuiesc că la prețul întreg primești două, nu sigur. Din nou, vă las să vă uitați. Așa că eu mi-am ales un miso ramen de pui. Ce nu înțeleg eu e de ce am primit 3 boluri. Deci am în felul următor. Am aici un bol cu zeamă, am aici un bol cu paste și am aici un bol cu carne, ouă, porumb, una alta. Stați așa, bârâbâ. Stai așa că stă pe școală ca să mănânci ramen. Deci fiți atenți. Prima oară torn zeama peste paste și nu invers. Am turnat zeama peste paste și așa să las un minut să amestec. Na, nu m-am putut abține și am gustat din supă. Bă, supa e foarte bună și un pic picantă. Acum că s-au dezlipit, trebuie să pun și conținutul și văd acolo puiul, un ou, porumb, ceapă verde, ceva brânzică, cred că e tofu, cred. Și acum arată așa, much better, much better. Ce nu înțeleg eu îi, și aua, nu știu, ramenul se mănâncă cu bețișoare? Are zeamă, frate, că eu am primit doar bețișoare, n-am primit și lingură. Lingura am avut-o eu în mașină. Și până se amestecă astea aici ca să fie tot ok, ramen miso de pui a fost la prețul de 33,60, redus de la 48 de lei. Teoretic acum ar trebui să iau din toate, nu am pus ou, am pus pui, piept de pui bănuiesc ei sau pulpă și cu paste și cu zeamă. Zeama e foarte bună. Bă, e bun. Foarte bună zeama asta. Văd că scena de asiatic în Oradea ține ștacheta sus. Chiar mi-a plăcut ramenul, a fost foarte bun la gust. Zeama aia, frate, și bă, un pic picant, numai acolo cât să te țină acolo. Și un picant foarte plăcut. Honestly, eu sunt foarte împăcat în momentul ăsta. Am avut prânzul meu light pe care mi l-am dorit. V-am arătat vouă niște reduceri pe care vă recomand să le încercați. Și miso-ul ăsta, frate, chiar a fost foarte bun. Chiar dacă ați venit cu instrucțiuni de folosire, Giapanos miso ramen de pui, să rămână pentru masă și în stilul caracteristic, Răducu vă recomandă, poftă bună!